zla bună, oameni buni. Cum am auzit că vine prăpădoasta de virus, atunci mi-a făcut și niște provizii, am primit niște provizii. Începem cu brânză de pus pe pită, la pliculeț, supițe, mazăre, iaurturi, usturoi, că usturoi e foarte mult pentru sănătate. Am luat și de ăsta, șampon, conserve de pește, pateu, trebuie să ne și spălăm, brânză, alune, mere, castraveți, laptele să nu ne lipsească deloc de pe masă, roșii, pufuleți. Aici avem de la supă, macaroni de alea care se pun în supă, în apă fierbinte, pac, ți-ai făcut supa imediat. Folie de aluminiu. Avem dulce, ulei pentru orice eventualitate. Avem zahăr, alune, șervețele, fructe, cum puteți observa. Astea sunt unele care le-am cumpărat. E brânza, am luat brânza, că brânza asta ține foarte mult. Aici, pateu, pateu și așa mai departe. Tomate, tomate acolo. Bun. Și nu-i asta, asta nu-i tot, stai că vă mai arăt. Stați, nu plecați, nu plecați de lângă noi, nu plecați. Și aici, Nutella. Am luat conserve de fasole, ghetun, zahăr, cum am mai zis, orez, făină. Vedeți? Aici, de asta, să mâncăm. Carne de pui, macaroni, castraveti, macaroni, struguri, ouă. Este de asta să ne mai înghițim și noi sufletul. Unt, fasole, vedeți? Fructe, aici portocale. Avem, avem de toate. Și, na, ce să zic, acum să vină acest virus, că n-am ce face. Dar stați, că nu-i nimic asta, nu-i nimic asta. Stați, că după mâncarea asta trebuie să, stați, stați. Și am venit și acum să vedeți că după mâncarea asta trebuie să, câta mâncare, să mai bem și noi câte ceva, câte bere pe zi. Două, 15 zile, 15 beri. Așa că ne ajunge. Așa că dacă vă place, până pe data viitoare, abonați-vă, auzim numai de bine.